Pentru onor pe stânga prezentat. Se intonează imnul național al României. Făuritorii României mari. Sunt oameni care, în primăvara anului 1918, au votat unirea Republicii Democratice Moldovenești cu patria mamă. A fost un act de demnitate și curaj, fără precedent în istoria noastră,
în condițiile în care România se afla în stare de război cu cele mai puternice imperii ale Europei, două treimi din teritoriul său era sub ocupație străină, iar armatele aliate se retrăgeau. Pe lucruri de urmărit în viața asta, dar dragostea de țară pentru simbolurile patriei, imnul, tricolorul și celelalte care amintesc de eroii noștri să vă rămână în suflet totdeauna. Noi am înțeles de ce este bine să fim astăzi aici și sperăm să vă facem și pe voi să înțelegeți de este bine să duceți mai departe acest mesaj. Acum 100 de ani, Basarabia s-a trezit și oamenii de stat de atunci au înțeles cu credința în suflet că unirea cu România este parte din destinul nostru comun. După 100 de ani și noi avem datoria să facem ce ei au făcut atunci. Basarabia nu este lângă noi, Basarabia este de partea cealaltă a Prutului și avem datoria față de memoria lor, de memoria ostașilor români pe care îi slăvim astăzi, de memoria tuturor celor care și-au jertfit viața, bogățiile și familiile lor, să ducem mai departe gândul lor. Basarabia e pământ românesc, să nu uităm asta niciodată, și s-a făcut prin voința Domnului, prin oameni. Și pentru aceasta, tot oamenii, cu ajutorul Domnului, trebuie să o ducă mai departe. Să le slăvim memoria, să nu-i uităm și să nu ne amintim de ei doar la 100 de ani, să ducem gândul ăsta pururi de acum încolo, iar până când trupul Basarabiei nu va face parte din trupul țării, să nu ne oprim. Așa să ne ajute Dumnezeu. Doamne, odihnește-te sufletul adormitului robului tău, Atanasie, și a robului tău, Constantin, cu tot neamul lor cel adormit, în loc luminat, în loc de verdeață, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea, și orice greșeală o să vârșit ei, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, ca un Dumnezeu bun și viitor de oameni, iartă-le lor. Că nu este om care să fie viu și să nu greșească, numai tu singur ești fără de păcat. Dreptatea ta este dreptate în veac și cuvântul tău este adevărul Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Că tu ești învierea și viața și odihna sufletului adormitului robului tău, Afanasie, Hristoase Dumnezeu nostru. Și ție slavă înălțăm împreună și celui fără de început al tău, Părinte, și preasfântului și bunului și de viață făcătorului tău, Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire, veșnică, odihnără, Doamne, și pe celor adormiților, rodilor tăi și de fărori veșnică, pomenire, veșnică.